Bună ziua, am revenit la Ruralis, o ediție specială, o ediție în care vorbim despre o problemă stringentă pe care o traversează România în ultimii 20-20 ceva de ani, exodul forței de muncă, dramele copiilor care rămân în grija unui părinte sau în grija, mai rău, în grija rudelor. România este acasă, copiii au nevoie de părinților, este un proiect derulat de către Asociația Human Help și finanțat de către Ministerul pentru Români de Pretutindeni. În această a doua parte am onoarea și va fi plăcerea de a sta de vorbă cu domnul dr. Cosmin Mihai, medic specialist psihiatru la Institutul de Psihiatrie Socola. Bună ziua, vă mulțumim că ați ajuns la noi. Bună ziua și bine v-am Vorbim găsit! despre sindromul Italia. A apărut în ultimii ani această expresie, sindromul Italia. Prima întrebare, ce este acest sindrom Italia? Cum se manifestă el? Sindromul Italia reprezintă de fapt un episod depresiv instalat la femeile care lucrează ca badante în mediul european și mai mult decât atât în Italia. Este de fapt o mixtură de simptome depresive instalate la aceste persoane care, datorită plecării de acasă, datorită unui mediu vitreg de muncă, datorită tuturor condițiilor toxice de muncă, în cele din urmă decompensează și ajung să fie consultate de un medic psihiatru. Acest sindrom Italia a pornit nu din România, nu din Italia, ci din Ucraina, unde doi medici ucraineni în anul 2005 au tras concluzia că este de fapt ceva special, este o altă formă depresivă cu pornire de la aceste probleme din Italia, de la mediul toxic întâlnit de aceste Bun, paciente. dar aceste paciente practic își acceptă soarta. Deci, acest sindrom Italia, în momentul în care o persoană de sex feminin, dar nu, e clar că nu sunt afectate toate doamne domnișoarele care pleacă la muncă în Italia pe această meserie, dar oarecum ele sunt convinse că se expun acestui sindrom la un moment dat, plecând, probabil, mai ales acum mai nou avem și informația. Cum poate fi prevenit? Deci, ok, vine cineva la dumneavoastră și cere consiliere pe ideea, plec la muncă în Italia, nu vreau să am aceste crize. Vin persoane? Nu, din păcate nu, pentru că noi românii nu avem un cult pentru sănătate și pentru prevenție, cum de altfel și noi ne credem invincibili și muncim până clacăm într-o bună zi. Uitați așa ce așa aceste persoane, aceste badante, își imaginează că sunt rezistente și că nu vor decompensa. Dar din păcate, o parte dintre acestea au o structură sensibilă, o structură mai fragilă. Fapt ce le expune mai mult, le vulnerabilizează mai mult la aceste condiții întâlnite în Italia. Care sunt urmările? Ok, badanta suferă de acest sindrom Italia, se tratează, ce se întâmplă după aia? Unde se ajunge? La înstrăinarea totală de familie? Nu știu, a urâ locul de muncă și a reveni în țară mulțumită că a avut o experiență proastă? Care sunt urmările? Dacă ați vrea să vă fac un tablou general și să vă spun exact ce simt pacientele în comun, ar fi în felul următor. Aceste paciente ajung în Italia după un anumit timp să nu mai țină legătura cu cei de acasă, să nu le placă activitatea întreprinsă, se simt neglijate, se simt frustrate pentru meseria pe care o fac, le ajunge oboseala și surmenajul datorită faptului că numărul de ore de muncă este peste Capacitatea fizică. capacitatea fizică și psihică a lor de a îndura atât de mult. Chiar vă pot spune că am avut o pacientă care îngrijea două persoane cu demență, deci era 24 din 24 de ore implicată în activitatea acelei familii, recursese la consum de cofeină, la consum de tutun în exces Cât ca. câștiga? Merita Nu știu să aceste vă formă zic. măcar pentru un an, doi, să faci? Depinde. Să știți că depinde de fiecare în parte. O bună parte dintre aceste badante sunt plecate din mediul rural, unde situația financiară este dezastroasă în mare parte, deci probabil 4, 5, 600 de euro reprezintă o sumă destul de consistentă pentru acestea. Dar prețul plătit la final este destul de mare. Bun, și revin. Unde ajunge această femeie? Se înstrăinează de familie, și aici fac o mică paranteză, statisticile arată că 75% din cuplurile
plecate la muncă în străinătate, unul din soți sau ambii ajung la divorț. Deci cifrele sunt groaznice. 75% din familiile plecate la muncă în străinătate, unul sau ambii soți, ajung la divorț. Genul acesta de pacient se înstrăinează de familie, deci nu vrea să mai audă de soț, vorbește cu copilul din ce în ce mai rar. Da? Ajunge la un moment dat, cum spunea dumneavoastră, să urască munca pe care o face și asistăm, nu știu dacă este universal valabil, asistăm la ceea ce se observă, doamne, domnișoare de 30-40 de ani divorțează și își găsesc liniștea, nu știu, în brațele unui italian de 60-70 de ani. Sunt astfel de cazuri. Putem să luăm în cazul și asta? Nu mai am treabă cu familia din țară, m-am înstrăinat, urăsc locul pe care, de muncă pe care am, vreau să plec de aici și găsesc pe cineva care mi oferă și liniștea psihică, și liniștea fizică, și poate și un confort financiar. Nu sunt de acord în totalitate. Cred că aceste exemple pe care le-ați enumerat dumneavoastră ne sar în ochi pentru că sunt mai deosebite. Dar în mare parte aceste femei sunt muncitoare, trimit tot bănuții acasă și își doresc nespus de mult să-și continue relația. Din păcate, o problemă generală a acestora vă pot spune că este consumul de alcool al soțului rămas singur acasă. Este problema copiilor lăsați neglijați acasă. Dar aceste cazuri cu femeile, badantele care și-au refăcut viața, eu cred că sunt în număr destul de mic. Bun, spuneați de problemele pe care le are soțul rămas acasă, probleme pe care le provoacă în societate. Despre legat de copii sunt asistenții din școli, asistenții sociali din localități, sunt psihologii, deci pentru teoretic șanse ca să rămână pe nedeprutire sunt mult mai multe. Ce facem cu soțul? Pentru că soțul primește bani de acasă, știu că nu e universal valabil, la fel o să spuneți că nu sunteți poate de acord, dar de cele mai multe ori sau în multe cazuri, banii pe care acea femeie muncește 24 de ori din 24 și ajunge la un consum de cofeină și la o epuizare fizică și psihică extremă, banii ajung în buzunarul soțului care spuneați să adineori dumneavoastră ceva, se oprește la crâșmă. Mai face ceva pe la casă, mai pune o, mai, nu știu, mai lărgește puțin. Nu știu să vă spun dacă soțul în mare parte consumă alcool din bănuții trimiși de soția lui din Italia, dar vă pot spune că a fost un studiu făcut pe acești copii care rămân singuri acasă, copii nesupravegheați sau supravegheați într-o măsură mai mică de către tată, și anume că aceștia rămași doar cu tatăl acasă ajung să beneficieze de serviciile medicale într-un procent mult mai mic decât dacă ar fi și mama acasă. Deci se instalează o neglijență vis-a-vis de educație, vis-a-vis de sănătatea copilului și așa mai departe. Bun, revin, copilul poate fi salvat. Da, avem psihologie, avem școală, avem biserica. Cât? Vă rog. Nu, asta cam procentual, cam câți? Statisticile arată că 5700 de copii din mediul rural sunt acum în momentul de față în familie monoparentală sau în grijă altor rude. Da, numărul, din păcate, nu știu să vă zic exact procentul, dar numărul este îngrijorător de mare. Știu să vă spun procente pe pacientele internate la noi, cam câte sunt, în jur de, să zic, 150-200 de paciente cu adresabilitate către Institutul de Psihiatrie Socola. Într-un an sau în momentul de față? Într-un an de zile. Într-un an de zile. Într-un an de zile și vreau să vă spun că numărul este într-o totală creștere, asta începând cu 2015-2016. Care ar fi o explicație? Am înțeles că copiii trăiesc astfel de drame provocate de exodul părinților începând din anul 2008, când am avut voie să circulăm liber în Europeană, deci pentru a găsi un loc de muncă nu mai aveam nevoie de vize, de tot felul, plecăm pur și simplu cu buletinul, m-am urcat în tren și mă duc unde vreau în Uniunea Europeană. Atunci a existat o explozie de astfel de cazuri. În statisticile arată că cam în momentul de față suntem cam cum eram în 2008, undeva la 11.000 de copii, da? Care nu sunt cu ambii părinți acasă. Cum e cu aceste doamne? Spuneați 150-200 pe an. Dăm timpul înapoi cu 5 ani. Cam cât a crescut procentual? 10%, 20%? Din ce mi-am dat eu seama, probabil cu vreo 10-20 de paciente cu adresabilitate pe an la Institutul Socola. Vreau să vă spun de ce, m-ați întrebat de ce a crescut numărul. Din multitudinea de explicații există și una legată de dumneavoastră, de mass media, care ați avut un rol foarte important
în răspândirea acestui fenomen și ați ajutat la conștientizarea acestei probleme. Vreau să vă spun că după emisiuni, de cele mai multe ori, pacientele vin singure la cabinetul de psihiatrie, la spital, la Institutul Socola, ne caută și ne spun că se regăsesc în totalitate, în toată simptomatologia pe care noi o expunem. De ce fuge românul? Nu vorbim doar de aceste. De ce fuge românul de psihiatru? E o discuție care cred că ar putea face obiectul unei sau subiectul unei alte emisiuni. Nu fugim de stomatolog, da? Nu Exact. fugim de dermatolog, nu fugim de ortoped, nu fugim de nu știu, etc., da? Dar în schimb, când auzim de psihiatru, de ce apare această reticență? Pentru că suntem destul de limitați în general, pentru că bolnavii psihici sunt extrem de stigmatizați în România și acesta este un fenomen cu care noi ne luptăm foarte mult și tocmai de aceea noi ne pliem oarecum pe toate problemele acestea. Să știți că aceste cabinete de psihiatrie nu le deschidem la stradă, nu le deschidem aici pe Bulevardul Central. Pentru că și noi conștientizăm acest aspect că pacienții caută oarecum locuri ușor mai Mai am. mult decât intimitate. Da, mai mult decât E o intimitate. scară de la 1 la 10. Nu știu dacă îmi puteți da un răspuns, dar e o curiozitate proprie. Spuneați că ne este frică să recunoaștem că avem o boală psihică. Pe o scară de la 1 la 10, sindromul Italia, ca boală psihică, unde este? Sindromul Italia cred că se situează în primele trei locuri, eu așa zic. Ca și notă, deci 1, 2 înseamnă că e scăzut sau e ceva E grav? crescut, că e Deci grav, că e este grav, grav? exact, da. Și să știți că dacă aceste paciente nu apelează la un medic psihiatru din timp, dacă nu se adresează din timp, simptomatologia se Exact. agravează. Și unde se poate ajunge? Se ajunge la un episod depresiv sever, chiar cu tentativă autolitică, Tentativă deci suicidară. pacienta încearcă să-și pună capățile lor. Există și varianta în care, suferind de acest sindrom Italia, revine în țară în ideea de a-și relua viața de la capăt. Are psihicul femeii poate face acest lucru, este capabil, adică aș dă seama că are o problemă psihică. Zice stop în Italia, da, și revine acasă, revine cu zâmbetul pe buze sau rămân urmările, repercusiunile de la ce a trăit acolo. Repercusiunile rămân o lungă perioadă de timp. Să știți că sunt împărțite oarecum în jumătate. Eu le recomand să își reia viața în România, să stea într-un mediu protectiv atâta timp cât are de urmat un tratament, atâta timp cât are de urmat toate recomandările, cu un mediu mai liniștit, mai psihoprotectiv din partea societății și a familiei, dar o parte dintre acestea nu pot să reziste financiar în România și, din păcate, la o anumită perioadă, după ce și-a urmat tratamentul, aleg reîntoarcerea în Reîntoarcere. Italia. Practic, pentru că tot vorbim de sindromul Italia, care sunt primele simptome, da? Și cum o femeie își poate da seama că suferă de acest sindrom? Sau dacă sunt amândoi soți plecați, este valabil și dacă pleacă soțul lângă? Sau e mai rar? Să știți că e mai rar pentru că se mută familia în spațiul Și are pe european. cineva apropiat. Exact, există Bun. mereu un suport. Atunci, soțul care vorbește la telefon cu soția, cum își poate da seama că apar primele simptome ale sindromului Italia? Care sunt primele, nu știu, primele simptome, repet? Aceste paciente nu își mai doresc comunicarea cu cei din jur, se închid în sine, au multe zile triste, se simt neputincioase, nu mai zâmbesc, încep să aibă probleme cu somnul, sunt labile emoțional, trec ușor de la o stare la alta, devin iritabile, irascibile, se enervează din Și apar orice. actele de violență, probabil. Nu neapărat. Stări de irascibilitate, să zic, la lucruri minore care odinioară nu le-ar fi deranjat. O persoană, o femeie, că vorbim doar de femei, care pleacă la muncă în Italia și e undeva la mijloc, deci nu este nicio femeie slabă de îngeri, da, cum se spune, dar nu este nicio, nu știu, o stâncă, adică orice ai face în om ești. O femeie absolut normală. Cam după cât timp apar primele simptome ale sindromului Italia. Depinde foarte mult de mediul întâlnit. Mă scuzați, spuneați, de exemplu, că ați avut o doamnă sau mai aveți doamnă domnișoară care muncea, avea grijă de două persoane cu probleme psihice și practic 24 de ore, 24 la dispoziție. După cât timp a apărut această femeie?
După o perioadă destul de scurtă, de câteva luni de zile, dar a stat, să zicem, aproximativ 6 luni de zile în acel mediu toxic, până a fost adusă cu ambulanța la un spital de psihiatrie din Roma. Depinde de fiecare în parte, depinde de ce întâlnește. Să știți că nu putem generaliza. Vreau să-mi satisfac o curiozitate. De ce a fost nevoie de ambulanță? Pentru că decompensase la modul cel mai urât un episod depresiv extrem de sever. Și a fost nevoie să fie luată cu ambulanța. Ok, mulțumesc. Continuați voi. Era chiar o curiozitate, pentru că am crezut inițial că cu un calmant... Nu, dar vreau să vă spun, dacă vreți să vă fac această completare, femeile stau atât de mult în această supărare cu acest episod depresiv, încât avem foarte multe cazuri la Institutul Socoala pe care le recepționăm direct în gardă. Multe dintre paciente, vreau să vă spun, că ne-au fost aduse cu mașina de familie direct din Italia, direct în camera de gardă. Procentual câte își revin? Eu sunt un medic optimist și, din punctul meu de vedere, dacă pacientele mi-ascultă sfaturile și își urmează tratamentul psihiatric, o bună parte, 99%, au șanse de reușită. Urmând acest tratament psihiatric, el automat că scapă de această boală, dar se și întăresc. Stau și mă gândesc. Deci nu e doar un tratament pentru a scăpa de o simplă boală, de o răceală, da? Sindromul Italia, ci sunt ferm convins că munca dumneavoastră are ca efect și o întărire la nivel psihic. Recomandat sau, nu știu, dacă femeia vă cere o părere să plece înapoi la muncă? Dacă o simțiți mai puternică din punct de vedere psihic? Suntem flexibili, suntem înțelegători, încercăm să înțelegem fiecare problemă în parte, dar recomandăm pacientelor ca o bună parte din timpul de refacere să-l petreacă în România, pentru că nu te poți vindeca în mediul în care te-ai îmbolnăvit. Așadar, la primul episod depresiv, noi recomandăm tratamentul minim 6 luni de zile. În afară de acest tratament antidepresiv, recomandăm o multitudine de recomandări pentru aceste paciente în timpul liber. Să socializeze, să evite stresul, să facă mișcări, diverse deci, activități. Deci aceeași problemă să nu rămână, chiar dacă e acasă, să nu rămână între cei 4 pereți din living sau din bucătărie și practic să reia oarecum activitatea din Italia, numai că în țară are grijă de familie și nu de 2 persoane sau de 3 persoane cu probleme psihice în Italia. Dar ca și activitatea ar fi cam aceleași lucruri, nu? Deci fac mâncare, spăl, îngrijesc, curăț. Da, deci ieșim din această stare. Dar nu putem să generalizăm, pentru că unele paciente, să zicem că și-au lăsat un serviciu în țară. Dacă se decid să rămână în România, pot să-și reia acel serviciu. Vorbeam despre cele care nu au un loc de muncă și practic să nu-și rea nu știu, ce făceau în Italia. Cum spuneați dumneavoastră, un concediu. Bineînțeles, da, da. Cât de importantă este familia, restul familiei? Și aici mă refer la soț. Suportul familiei este extrem de important și am omis să vă precizez un aspect foarte important, acela de condimentarea tratamentului psihiatric, farmacologic, cu ședințele de psihoterapie. Recomandăm acestor paciente să-și continue ședințele de psihoterapie, pentru că spitalizarea este foarte importantă. Urmărim aceste paciente în fiecare zi, inițiem un tratament psihiatric și în tot acest timp, în fiecare zi de spitalizare, pacientul are parte de ședințe, de consiliere și de psihoterapie cu psihologul clinician. Ce ar trebui să facă o femeie plecată la muncă în Italia pentru a, nu știu, pentru a fenta sindromul Italia? Defentat. Nu știu, nu m-am gândit la asta. Nu să-l fentăm, haideți să spunem atunci, da, nu e cel mai bun termen, pentru a nu se îmbolnăvi. În primul rând, vorbim la telefon cu soțul în fiecare zi, încercăm să nu ne plângem la telefon, încercăm să scoatem doar partea plină a paharului, partea goală. Nu întreb copilul ce note dacă a luat 4, ci îl întreb dacă, nu știu, și-a găsit o prietenă. Deci partea frumoasă a vieții. Haideți să vă spun. În primul rând începem de la temelie și anume că aceste paciente sau aceste persoane care doresc să lucreze în Italia ca badante nu trebuie să accepte un loc de muncă fără un contract de muncă și fără servicii medicale. Pentru că atunci când se vor declanșa primele semne de boală, ele se vor putea adresa unui medic de familie, unui medic psihiatru. În absența acestui contract și asigurărilor medicale, acest lucru este imposibil
posibil și trebuie să aștepte jumătate de an, un an de zile până se reîntoarcă în România. Nu trebuie să accepte un mediu psihostresant, trebuie singure să își dea seama că este peste putința lor să accepte așa ceva. Și un alt aspect important este pregătirea din țară. Aceste femei pur și simplu pleacă fără să știe limba italiană, fără să aibă minimele cunoștințe de îngrijire a unui pacient vârstnic cu demență și impactul este mult prea puternic pentru ele. Nu știu să îngrijească un bătrân, nu știu limba, ajung într-o familie în care sunt tratate ca pe niște sclugi, nu au o cameră proprie, exact. Nu au un program de muncă bine organizat și care să respecte normele în vigoare. Apar mofturile oarecum de înțeles la persoane cu demență, dar nu neapărat mofturi, cât nu știu, solicitări care pentru solicitări peste măsură, așa peste este. Măsură. Revin totuși pe perioada plecării, pentru a nu se îmbolnăvi, relația zilnică, cum ar trebui să fie relația cu familia? O comunicare deschisă. Să le comunice celor de acasă în fiecare zi problemele lor. Dacă simt ceva în neregulă, dacă se simt mai triste, trebuie să comunice și de îndată trebuie să facă o vizită medicului. Sindromul Italia, spuneați că de cei doi specialiști din Ucraina, dar ca să ne înțelegem, este valabil și pentru aceeași meserie care se face și în Spania, și în Germania, și în Marea Britanie, pentru că și în Marea Britanie sunt foarte multe femei din România plecate să facă această meserie deloc plăcută. A fost descoperit în Italia sau trebuie să aibă o denumire, oricum. Să știți că nu neapărat că trebuie să aibă o denumire. Într-adevăr, am recepționat cazuri și din celelalte țări ale Uniunii Europene, dar cele mai multe cazuri sunt din Italia. Ce să vă zic? Probabil abordarea celor din această țară pentru badantele noastre nu este tocmai cea mai potrivită. Poate sunt prea multe sarcinile pentru aceste persoane. Poate au tendința de a neglija aceste contracte de muncă și aceste asigurări medicale. Și iarăși revin cu problema mea, și anume că noi nu ne implicăm și nu facem nimic pentru a gestiona mai bine plecarea acestor românce în străinătate. Deci sfatul dumneavoastră ca specialist este, ar fi acela ca în momentul în care o astfel de doamnă, domnișoară, doamne, vorbim de femei, simt că au probleme, să nu evite, să nu le fie rușine, să nu le fie teamă, să nu le fie nimic, da? Să apeleze la dumneavoastră cu încredere, pentru că practic la un moment dat sunteți ultima șansă. Da, așa este. Să realizeze de fapt toată lumea care ne urmăște că la psihiatrie se tratează ușoare stări depresive, ușoare stări anxioase, tulburări de somn, tulburări sexuale, până la tulburări mai grave. Deci pentru toate aceste probleme trebuie să ne adresăm unui medic psihiatru, unui spital de psihiatrie, fără nici cea mai mică rușine. Doamne doctor, eu nu pot decât să vă mulțumesc pentru sfaturi. A fost o deosebită plăcere să vă avem alături și foarte multe sfaturi pe care sper că atât femeile care fac acest lucru, cât și familia, cât și anturajul să bage foarte bine la cap faptul că putem apela la dumneavoastră cu încredere. Eu sunt Lucian Bălteanu, iar până săptămâna viitoare nu pot decât să vă urez o săptămână bună în continuare și aici punem punct și proiectul nostru România este acasă, copii au nevoie de părinții lor, un proiect derulat de către Asociația Human Help și finanțat de către Ministerul pentru Români de Pretutindeni. Până săptămâna viitoare, la revedere!